rugăm, Dumnezeule, al cărui unul născut, prin viața, moartea și învierea sa, ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice. Dă-ne, te rugăm, harul, ca cinstind aceste mistere, prin rozariu, Sfinte Fecioare Maria, să imităm ceea ce le cuprind și să dobândim ceea ce le făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fața lui cu cântece de bucurie. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Domnului. Vestiți din zi în zi mântuirea Lui, vestiți între neamuri slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Să veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpile și toate cele ce sunt pe ele.
ca să fac legea Ta, Doamne. M-am supus voinței Tale. Dreptatea Ta nu am ascuns-o, ci am pus-o în inima și pe buzele mele. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Cât de plăcut este să vezi peste munți pașii celui care vestește pacea. Ai aceluia care duce vestea cea bună, vestea mântuirii. Lăudat să fie Iisus Hristos. Zile voastre, stimați iubiți medici, operatori sanitari, dragi iubiți credincioși, dragi cinstitori ai Sfântului Anton, astăzi celebrăm cu bucurie sărbătoarea Sfântului Luca, evanghelist, cel care ne aduce vestea cea bună, cel care o ilustrează pe Maica Domnului și pe Iisus cel milostiv, cel care este model și ocrotitor pentru toți cei care îl caută pe Domnul și caută în cei ce suferă sau săraci. Îl caută pentru a-L sluji. Ne bucurăm să celebrăm acum acest moment în care noi vrem să răspundem cum a răspuns acest mare evanghelist și vestitor și patron al medicilor și al pictorilor. Ne dispunem acum pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii, cerând ajutorul lui Dumnezeu, ocrotirea Maicii Domnului și a Sfinților noștri, cerând iertare pentru toate păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu și o, fraților, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Ororea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
excelsis Deum. Și prin scris misterul iubirii tale față de cei săraci, fă ca aceia care se mândresc cu numele de creștin să stăruie în a fi o inimă și un gând, și toate neamurile să se învrednicească să vadă mântuirea ta. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, Dima m-a părăsit, iubind lumea de acum, și a mers la Tesalonic. Crescens este în Galația, iar Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia-l pe Marcu și adu-l cu tine, căci îmi este de folos în slujire. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, să-mi aduci mantia pe care am lăsat-o în Troas, la Carp, ca și cărțile, în special pergamentele. Alexandru, arămarul, mi-a făcut multe rele. Domnul îl va răsplăti după faptele sale. Păzește-te și tu de el, pentru că s-a împotrivit foarte mult cuvintelor noastre. La prima mea apărare, nimeni n-a fost alături de mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se ia în seamă. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să audă toate popoarele. Cuvântul Domnului. Domnul.
ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți roade, iar roadele voastre să rămână. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Domnul a ales alți 72 și i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în toate cetățile și locurile pe unde avea să treacă el, și le-a spus: secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători în secerișul lui. Mergeți, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu luați nici pungă, nici desagă, nici încălțăminte și nu salutați pe nimeni pe drum. În casa în care intrați, spuneți mai întâi: pace acestei case. Și dacă acolo este vreun fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Dacă nu, se va întoarce la voi. Rămâneți în casa aceea, mâncați și beți ceea ce vor avea, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutați din casă în casă. Când intrați într-o cetate și vă primesc, mâncați ceea ce este pus înaintea voastră. Vindecați bolnavii din ea și spuneți-le: s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu de voi. Cuvântul Domnului. Dragă părinte decan și paroc, părinte Eugen, înțelele voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți medici, operatori sanitari, iubiți cinstitori ai Sfinților noștri și a Sfântului Anton. Vă împrețișează Luca, medicul iubit, spunea Sfântul Apostol Paul Colosenilor. Luca care îl însoțea. Am decis să pronunț la începutul acestor cuvinte această salutare, această îmbrățișare a Sfântului Apostol Paul, exprimată că ar fi gândul Sfântului Luca pe care îl celebrăm astăzi. În această sărbătoare, el, Luca, se adresează către noi cu aceste cuvinte pe care le amintește Sfântul Apostol. Vă îmbrățișează și vă salută Luca. Astăzi, 18 octombrie, creștinii din Orient și din Occident îl sărbătoresc pe Sfântul Luca, evanghelistul, cu aceeași prețuire și cu același entuziasm. Lecturile proclamate la această sfântă liturghie ne ajută să pătrundem în misterul vieții și chemării acestui sfânt evanghelist și mărturisitor al credinței noastre, dar și ne ajută să pătrundem în misterul chemării noastre. Sfântul Luca, medic și vestit ilustrator al chipului
Maicii Domnului, după cum afirmă mulți părinți ai Bisericii din Orient, ne zugrăvește și nouă astăzi chipul Maicii Domnului, dar și al lui Iisus. Și face o chemare către noi. Este știut că dintre cei patru evangheliști, Sfântul Luca este singurul care nu face parte din poporul izraelit. Și chiar se afirmă de unii autori că nici măcar nu l-ar fi văzut pe Domnul în timpul vieții sale pământești. El, în schimb, l-a întâlnit în ceilalți. Era de fel din orașul Antiohia și aparținea populației de limbă greacă. Unii autori afirmă că în tinerețe s-ar fi pregătit să devină medic. Credință și convingere, iată, precizată și de Sfântul Paul în finalul scrisorii amintite, Coloseni. Nu se știe nimic despre data când a devenit creștin, dar e posibil să se fi întâmplat acest lucru în anul 42, când Paul și Barnaba au ajuns să predice Evanghelia la Antiohia. Este amintit pentru prima dată la Troas, alături de Apostolul Paul, pe care îl va însoți în călătoriile sale misionare. L-amintește astăzi și lectura a doua din Sfântul Apostol Paul. Este importantă și nota pe care o găsim într-o scriere din secolul II, un prolog al Evangheliei lui Luca, unde viața lui e zugrăvită și prezentată astfel. Luca, sirian din Antiohia, de profesie medic, ucenic al apostolilor, l-a urmat pe Paul până la depunerea mărturiei de credință prin martiriu. A slujit fără rezervă pe Domnul, nu s-a căsătorit și nu a avut copii. A murit la vârsta de 84 de ani în provincia Beoția, din Grecia, plin de Duh Sfânt. O frumoasă, simplă și profundă caracterizare. Așa cum este deja cunoscut și susținut de toți, Sfântul Luca ne-a lăsat o istorisire a vieții și învățătorului Mântuitorului nostru, carte ce este prima, primită de biserică, drept a treia Evanghelie, precum și o scriere despre evenimentele petrecute după înălțarea la cer a Domnului, în care este prezentat pe larg tot misterul vieții de la început, convertirea și activitatea Sfântului Apostol Pavel, ca și alte date referitoare la faptele apostolilor. Ambele cărți sunt adresate unui oarecare Teofil, se notează chiar la începutul cărții sale, personaj de vază în comunitatea creștină, dar poate fi și un nume ales simbolic, adică Teofil, cel iubitor de Dumnezeu, după înțelesul acestui nume în limba greacă. În aceste două mari lucrări, Sfântul Luca a adunat tot ce notase până atunci despre viața lui Iisus și despre viața Bisericii Apostolice. Desigur că a avut multe date culese de la martorii oculari pe care i-a întâlnit în călătoriile sale apostolice. Sfântul Luca ne prezintă mai ales în Evanghelia sa chipul uman al Mântuitorului, bunătatea lui și predilecția lui față de cei săraci și părăsiți, grija față de cei păcătoși care îi așeau în cale, grija față de cei bolnavi și neputincioși. Evanghelistul Luca poate să ne fie în mod special la inimă și pentru faptul că este evanghelistul Sfintei Fecioare Maria. Numai el este acela care ne-a transmis bună vestire, vizita Sfintei Fecioare, scena nașterii, prezentarea la templu a lui Iisus. Lui singur îi datorăm și istorisirea nașterii lui Ioan Botezătorul, vizita Mariei la verișoara sa Elisabeta, diferite aspecte din copilăria lui Iisus, fapt pentru care a fost caracterizat ca biograful Maicii Domnului și al copilăriei lui Iisus. La acest aspect se referă mai unii exegeți
care vorbesc de o posibilă întâlnire a Sfintei Fecioare Maria cu Luca, pe care apoi el a zugrăvit-o în prima imagine atribuită lui și de la care ar fi auzit și imnul Magnificat, pe care îl găsim doar în Evanghelia scrisă de el. Sfântul Luca a prezentat în Evanghelia sa câteva parabole și cuvinte ale lui Iisus, pe care le găsim doar în Evanghelia sa. El relatează parabola dracmei pierdute, a fiului risipitor, a vameșului și a farizeului, a lui Lazar cel sărac și bogatul lipsit de milostivire. Tot numai el a arătat întâlnirea lui Iisus cu femeia păcătoasă, ca și întâlnirea femeilor în drumul spre Calvar. Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi vă plângeți și pe fiii voștri. Tot numai el ne prezintă rugăciunea lui Iisus pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Precum și cuvintele adresate tâlharului din dreapta. Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru aceasta, el ar putea fi numit și evanghelistul iubirii și inimii lui Iisus, deoarece Luca este cel care ne ratează mai bine milostivirea lui. El este evanghelistul ce prezintă parabola fiului risipitor, o perlă pe care o găsim numai în Evanghelia sa, al dracmei pierdute și regăsite. Numai el ne prezintă parabola bunului samaritean și vorbește cu accente atât de frumoase despre mirea lui Iisus pentru cei săraci. El prezintă pe Domnul, cel care se emoționează în fața durerii văduvei din Naim, care o primește pe femeia păcătoasă în casa lui Simon Fariseul cu atâta delicatețe și o asigură de iertarea lui Dumnezeu, precum îl primește și pe Zacheu cu atâta bunătate, încât îi schimbă inima sa împietrită de vameș într-o inimă căită și generoasă. Așadar, Sfântul Evanghelist Luca, pe care l-amintim, este evanghelistul încrederii, al păcii și bucuriei. Cu alte cuvinte putem spune că el este evanghelistul iubirii divine, a întregii Sfinte Trăimi. Este impresionant să constatăm acum, când celebrăm anul jubiliar al milostivirii, această gingă și omenească și iubire divină a răscumpărătorul lumii, zugrăvită de evanghelistul Luca, care poate fi numit istoricul îndurării lui Hristos. Îl preamărim astăzi pe Dumnezeu pentru că ne oferă mereu acest exemplu ceresc al marelui mărturisitor al credinței adevărate și al iubirii milostive, pe Sfântul Luc. În această zi specială a sărbătorii Sfântului Evanghelist, sunt fericit și bucuros să subliniez un fapt deosebit, și anume că acea inițiativă a părintelui profesor Claudiu Dumea, de acum câțiva ani, de a întâlni și însoți pe medici și lucrătorii sanitari, importanța pe care el o oferea celebrării zilei Sfântului Luca, această realitate a crescut și în inima părintelui Eugen, numit de noi, acela care se ocupă cu pastorația celor în suferință. Și prin el se apropie oamenii de bolnavi, îi întâlnește pe medici, cei care îi îngrijesc pe bolnavi, adică pe toți cei care slujesc pentru sănătatea omului. Sunt bucuros să văd astăzi reluată această frumoasă, mare și binecuvântată practică de a oferi toată munca în slujirea celor bolnavi și suferinți, așezând-o chiar pe altarul lui Iisus, în inima sa și inima Maicii Domnului. Este un lucru minunat pe care Părintele l-a învățat și îl învață făcând această experiență zilnică, aș zice, întâlnindu-i pe cei
în suferință și pe medici. Este cu adevărat un lucru confirmat, cum am văzut mai sus, că evanghelistul Luca a exersat medicina, îngrijindu-l chiar pe apostolul Paul în călătoriile și suferințele sale și că a lăsat posterității una dintre cele mai frumoase imagini ale Maicii Domnului, Maica Domnului cu pruncul în braț, prima din istoria creștinismului, atât de prețuită în Orient, dar și în Occident. Această preocupare față de cei în suferință și respectul pe care trebuie să-l arate medicilor ca și personalului sanitar vine să ilustreze, să pună în practică apelul Papei Francisc de a ne apropia și a îngriji pe cei încercați și marginalizați, pe cei în suferință, adică o aplicare, un semn a ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, iubindu-ne. Asta însemnând că trebuie să știm să o facem și noi față de ceilalți care au nevoie de ajutorul nostru. Trăind cu bucurie acest moment de credință și comuniune, doresc să exprim prețuirea noastră, frățească și părintească, către voi, dragi și stimați medici, dragi operatori sanitari, dragi iubiți credincioși, pentru tot ceea ce ați făcut și știți să faceți, nu numai din punct de vedere profesional, cât mai ales din spirit de credință și dragoste frățească, rugându-L astăzi la această Sfântă Liturghie, pe Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii noastre, Sfânta Fecioară Maria, plină de milostivire, prin mijlocirea Sfântului Luca, patronul dumneavoastră, al patronul medicilor și al pictorilor, precum și prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, ca să aveți bucurie, haruri bogate și multă mulțumire sufletească în slujirea celor suferinți și a celor ce au mai mare nevoie. Închei spunându-vă și rămânând câteva clipe în meditație, vă salută și vă îmbrățișează medicul iubit, Sfântul Luca. Noi cum îl urmăm? Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a trăit pe pământ făcând bine, vindecând orice boală și neputință. Să-L chemăm în ajutor în toate momentele vieții prin mijlocirea Sfântului Luca. Doamne Iisuse Hristoase, prin mijlocirea Sfântului Luca, luminează pe toți creștinii ca să te recunoască și să te primească plin de iubire în persoana fraților lor săraci, suferinți și părăsiți. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletul acelora pe care i-ai înzestrat cu daruri deosebite conștiința datoriei de a le folosi în slujba semenilor lor. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește oamenilor de știință să înțeleagă că numai întâlnirea cu tine, Dumnezeul cel viu și adevărat, va dărui sens de plin cercetărilor și vieții lor. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvintează munca medicilor și ajută-i în rezolvarea cazurilor grave și tuturor celor care îngrijesc de cei bolnavi și neputincioși, dăruiește-le iubirea delicată a inimii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Nu îngădui ca grijile și interesele pământești să ne îndepărteze de tine, ci dă-ne pururi inimă trează spre a sesiza prezența ta, sub orice formă ai veni la noi. Te rugăm, ascultă!
dăruiește-le credincioșilor răposați viața cea veșnică în împărăția cerească. Te rugăm. Doamne Dumnezeule, atot stăpânitor și milostiv, Tu i-ai dăruit omului libertatea de a alege binele sau rău, viața sau moarte. Ai milă de noi toți și luminează-ne să te alegem totdeauna pe Tine pentru a ne putea bucura de iubirea Ta acum și în toată veșnicia. Prin Hristos Domnul nostru. Amin. Ajută-ne, Doamne, ca viața noastră să fie speranță, slujire, credință mai vie. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Prin aceste daruri cerește, ne te rugăm, Doamne, harul să te slujim în libertatea Spiritului, pentru că jertfa pe care ți-o aducem în sărbătoarea Sfântului Luca să ne fie spre tămăduire și să ne facă părtași de mărirea Ta prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Thank you.
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Tu fiind păstorul cel veșnic, nu părăsești turma credincioșilor Tăi, ci o păzești și o ocrotești mereu prin Sfinții Apostoli, pe care i-ai rânduit ca locțiitori ai Fiului Tău și păstori ai turmei Tale, ca să o conduci pe drumul mântuirii. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând cu bucurie. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău,
precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, Harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfântul Luca și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea vecii. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, și la credința bisericii Tale, binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne,
Dă-ne, te rugăm, Dumnezeule, atotputernic, harul, ca pâine pe care am primit-o la Sfântul Altar să ne sfințească și să ne întărească, în fidelitate față de Evanghelia pe care a propovăduit-o Sfântul Luca, prin Hristos Domnul nostru. Se cuvine la sfârșitul acestei sfinte celebrări să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a investit în noi, în special cei care astăzi au această zi de a sărbători cu Sfântul Luca vocația de a se îngriji întru totul special bolnavilor, medici, asistenți, infirmieri și toți cei din acest sector. Mulțumim și noi pentru atenția cu care vă dedicați acestei vocații. Mulțumim Preasfințitului care ne-a pus în comuniune cu Dumnezeu și imploră binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră tuturor. Mulțumim corului care ne-a ajutat să avem o sărbătoare cât mai frumoasă, de asemenea tuturor credincioșilor, care mereu ne unim în rugăciune, cu care mereu ne apropiem de Dumnezeu și ne întărim din punct de vedere spiritual și pe toate celelalte planuri. Bunul Dumnezeu să ne însoțească mereu cu harurile sale în misiunea pe care fiecare dintre noi o avem aici pe pământ. Imediat după Sfânta Liturghie, invit toți cei sărbătoriți de astăzi, medici, infirmieri, asistenți, operatorii sanitari, toți cei care se dedică întru totul, într-un mod sau altul, bolnavilor, în aula Anton Durcovici de la subsolul catedrale pentru câteva momente de cunoaștere și comuniune. Lăudați să fie Iisus Hristos! Invocăm acum mijlocirea Sfântului Anton pentru toate necesitățile pe care cu încredere le punem în fața altarului, cerându-le de la Dumnezeu prin mijlocirea sa. Sfinte Antoane, între toți sfinții lui Dumnezeu, tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită pentru a ocroti și a ajuta pe toți cei care și-au pus nădejdea în tine. Dumnezeu ți-a dat chiar puterea de a învia morții, de a reda celor orbi vederea, celor bolnavi sănătatea, astfel încât toți cei care au alergat la tine au simțit mângâierea sprijinului tău. Această grijă a ta față de suferințele oamenilor mă umple și pe mine de încredere sfântă, cu care alerg la bunătatea ta cerându-ți ajutor. Pentru dragostea ta înflăcărată către Iisus, care a voit să coboare în brațele tale sub chip de prunc ceresc, și pentru iubirea gingașă față de Maria, mama lui Iisus, te rog, arată-ți acum puterea ta cea mare și ajută-mă. Tu ești tăria mea în suportarea pagubelor, în nenorocirile care mă lovesc, în întristările mele sufletești, în boli și lipsuri, în necazuri și ispite de tot felul. Fii deci lângă mine când patimile îmi răscolesc trupul și când duhul cel rău uneltește împotriva sufletului meu ca să-l piardă. Sfinte Antoane, te rog, ajută-mă în toate lipsurile mele, trupești și sufletești, alină și mângâie sufletul meu în orice strâmtorare, pentru ca, încurajat de tine, să primesc cununa biruinței de la Dumnezeu în slava veșnică a Raiului. Amin. Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova, Sfinte Antoane de Padova. Dacă-ți trebuie ajutor, să te rogi încrezător, alegându-l de patron pe slăvitul Sfânt Anton. Cei săraci nedreptățiți, cei bolnavi și chinuiți, mângâiere își găsesc la acest patron ceresc.
dar de necrezut mulți prin el au obținut. Pentru sprijinul primit pe cel sfânt l-au preamărit. Slavă fie Tatălui, preamărire Fiului, Duhului cel Sfințitor, cinste-n vecii vecilor. Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane, ca să ne facem credințe Lui Hristos. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunea noastră pe care o îndreptăm spre Tine, prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, păstor și învățător al Bisericii Tale, de ne te rugăm ajutorul trupesc și sufletesc, pentru că la sfârșitul vieții noastre pământești să te putem lăuda împreună cu El și cu toți Sfinții Tăi în toți vecii vecilor. Împreună cu preasfințitul Aurel, Părinte Decan și preoții noștri, vă felicităm, dragi iubiți medici, asistenți, operatori, sanitari, pe toți vă felicităm, pe cei care vă îngrijiți de cei bolnavi. Și sigur că îl felicităm și pe Părintele Eugen Robu și îl încurajăm să meargă cu curaj mai departe în această muncă pastorală pentru cei ce se află în suferință în spitalele noastre. Domnul să primească rugăciunea noastră și mulțumirea noastră să se transforme în haruri bogate. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi, cum acest an al milostivirii, binecuvântarea specială de jubiliară prin mijlocirea Sfântului Evanghelist Luca și a Sfântului Anton de Padova. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea preacurate Fecioare Maria Reginul Rozarului, a Sfântului Evanghelist Luca și a Sfântului Anton de Padova, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim.